Bine ați venit la Interpol! Astăzi am o deosebită plăcere să discut cu Emilian Galaico Păun, poet, scriitor, vizierist, redactorul șef al editorii Cartier din Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Apropo de editura Cartier, lumea zice că este fel de cartier la al Republicii Moldova, <laughs> pentru că am lucrat foarte mulți ani de zile cu editurile pariziene și, într-un fel, dimensiunea aceasta francofonă este foarte prezentă în dosarul noastre. Cum vă simțiți, domnule Galaico? <laughs> e obișnuit, adică sunt, sunt într-un fel de ritmicitate a muncii care, într-adevăr, este împărțită între proiectele mele, între Radio Europa Liberă, unde am deci, o emisiune de prezentare de carte pe care o țin de 12 ani de zile și nu am sărit nicio emisiune, chiar dacă am plecat pe o lună de zile undeva cu o bursă la Paris sau la Budapesta. Mi-am primat în timp textele și le-am lăsat la radio. O editură ale mele, Adevărat că atmosfera din jurul nostru este una mai degrabă, așa, cu multe bemoluri, pentru că nu, nu ți inspire prea mult optimism, dar dar contrapunem exact ce ce putem face și prin care noi, a, cumva, a, ne motivăm a, existența. Dar ce cel mai tare vă deranjează din atmosfera din jur? Și la ce anume vă Un fel de, de răsturnare completă a unor, unor principii, a, a unei a, ierarhii valorice care până și în anii lui Voronin, cumva exista. Ori, deci, s, -a, s -a... Chiar dacă atunci, nu ne părea că nu există nimic. Nu, nu mai exista. deci, exista în ce sens? Eu cred că tocmai atunci, pe de-o parte, pe, cel puțin, pe un anumit sector, exista. Pentru că acest sector, zicem, intelectual, mai mult sau mai puțin autentic, se contrapunea unui sistem în care politicul și politicul de o singură culoare era dominant. Or, acum, pe de o parte... Pe Dar eu, și un... acum avem o singură culoare care domină tot politicul. Da, și de uh... ce intelectuale nu se opun? Uh, acum să zicem că pe un spectru, această culoare are mai multe, mai multe nuanțe și elementar. Cred că mulți dintre intelectuali pur și simplu deci, au, fost, au fost cumpărați și nu se întâmplă de azi, de, de ieri. Hai să ne amintim că în anii 90 un, un secretar pe atunci obscur de la agricultură, a ajuns președintele republicii. Așa, bun. A fost un moment istoric, adică până la urmă, istoria ridică pe val niște oameni care fie sunt la înălțimea uh, istoriei, fie pur și simplu... Uh, bine, să zicem că au fost câteva momente în care Mircea Snegur, ca să, să, nu de, să nu vorbim despre cineva, să, să vorbim cu nume, pentru că na, este exact. corect așa. Eu chiar aș deci, uh, a, zicem, a avut câteva ieșiri mai mulți mai puțin curajoase. Uh, dar să ne amintim că deja atunci, mai ales când s-a ajuns la, la, în 96 la campania deja mare parte din intelectuali erau clar divizați, erau în tabăra lui Snegur, în tabăra lui Lucinski. După aceea, erau transfugi și asta a fost cazul mai multor uh, oameni da. care deci, s-au pomenit într o și care deja creau un fel de confuzie exact pe, pe sectorul ăsta în care uh, intelectualul trebuie să fie omul mai degrabă critic. Este omul care nu neapărat să se înregimenteze. Am și eu, zicem, o viziune a societății, am și eu... Uh, plus minus simpatii politice, dar nu pot să fiu militant din principiu, Astea, pentru că... Da, mie mi se pare că asta este principala diferență între intelectualii noștri, eu nu, mm. eu nu vreau să generalizăm, dar totuși, prima impresie care îți apare când vorbim despre intelectualii din Republica Moldova este faptul că uh, lor le place bineșorul, ei sunt mai aproape de putere, ceea ce de fapt... Contravine conceptul de a fi intelectual. Sunt, sunt în mare parte intelectual de curte. Și, de ce? De unde asta vine? Asta vine, bineînțeles, că și din uh, fostul regim, pentru că, acceptând uh, acea perioadă foarte turbulentă uh, în care, uh, probabil că, foarte mulți și-au pus mare speranțe, uh, anii 88, 89, 90, 91, uh, pe de altă parte, deci, uh, o perioadă acele speranțe, într-un fel, s-au întruchipat, pentru că... Eu țin minte o întreagă curte care se formase în jurul lui uh, Snegur. După ce când a fost, cât, uh, a fost Serafim chiar uh, primarul Chișinăului, iarăși era... Dar, o... apropo, dar acea curte nu au fost uh, printre ei inclusiv intelectuale care până mai ieri aveau uh, carnețele de partid? Mai mult decât uh, aveau, uh, Au fost secretarii, organizați de partid, dar deci... un scritori care erau o organizație perfect controlată. Adică un scritori era uh, foarte supravegheată și băgând este și acum, sau nu știu dacă mai este, de fapt, pentru că ea acum este prea, prea, prea discretă, ca să zic așa. Uh, pot înțelege, uh, zicem, niște convertiri. Uh, pot înțelege, de exemplu, hai să ne amintim iară dacă tot am mers așa de departe, uh, de Brazauskas, care uh, scotea Partidul Comunist Leton din pa Partidul Com PCUS. Și într un fel a fost primul pas spre dizidența Republicilor Baltice. Adică a fost un om din interiorul sistemului care a, a, a făcut prima fisură. Eu vorbesc de lucruri care nu țin de, de oamenii politici. Vorbesc tocmai de clasa intelectuală și, și mai și de intelectualitate de creație care ca și cum după ce și-a demonstrat că are o anumită voce și eu țin minte, niște, niște adunări de prin 89 în care venea Smirnov pe atunci secretarul 2 și venea cuva cu frica în sân că ce vor face din el scritori, ca după ce acești scritori care au simțit o anumită putere să se vândă ca și cum cu cu urțelul, cu cățelul, vorba vine, deci să se, 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 se ducă în brațele cutorului sau cutorului politician. Și uh, acești politicieni s-au tot schimbat, adică mai cu seamă, mai încoace pe, pe sectorul ăsta democratic, în care au existat mai multe, zicem, partide oligarhice, partide, uh, partide uh, într-o chipată de anumite personalități. Uh, la un moment dat, uh, la un inscritor venea cutare sau cu aproape ca la el acasă, pentru că uh, și acum se întâmplă, uh, uh, chiar primăvara, vara s-au mânat niște premii. Și atunci, marele premii este mânat de uh, politicianul cutare. Premiul cutare a fost mânat de ministrul uh, transportului cutare. Ce caut acești politicieni care sunt sigur că n-au deschis cartea lui cu tare, Cutare, lui cutare căruia au mânat uh, premii? De ce intelectuale? Acceptă asta. Pentru că intelectuale, cred că s-au pomenit uh, uh, practic pauperizați. Noi vorbim de o intelectualitate pauperizată. Uh, cred că dintre ei sunt foarte puțini profesioniști care pot trăi din, uh, din crezul lor, din ce fac. Uh, noi aproape nu avem oameni care, uh, zicem, trăiesc din pictură, din scris, din muzică. Sunt niște oameni care își uh, fac funcția, bun, uh, cumva colateral din aceste meserii. Adică sunt jurnaliști, sunt editori și așa mai departe, dar uh, scoate deci, uh, această, această șansă de a, de a se afla în treabă și foarte mulți pur și simplu sunt descalificați. Adică timpul îi descalifică. Da, știți, de obicei se spune despre moldoveni, despre moldoveni că mamăligă nu explodează. Uh, intelectuale, oricum vrem, nu vrem, dar sunt percepuți ca uh, o parte a societății care mereu este în avantgardă. Ei sunt mai buni, ei sunt mai citiți, mai nu știu cum. Da. Intelectuali, da. într-un singur cuvânt. Uh, și atunci când nu explodează intelectuale, chiar apar multe semne de întrebare. Ultima Um, poveste 300 legată de domeniul din care veniți dumneavoastră este legată de decernarea premiului premiul național. Am discutat despre acest lucru cu dumneavoastră uh, chiar astăzi. Um, Pream Vesilcau a luat acest premiu. Um, Fiul cum s-a făcut, prinușii din DOS, uh, tot scandalul care m-a apărut în jurul um, acestui eveniment nu asta atât m mirat cât faptul că din toți, toți scriitorii din Republica Moldova, inclusiv din toți membrii Uniunii Scriitorilor, în afară de dumneavoastră, Victor Ciobanu, dacă nu îmi greșesc, și uh, directorul auditurii Cartier, Gheorghe Rizanu, nimeni n-a ridicat această întrebare. Și nimeni nu s-a opus aceste decizii. Nimeni în afară de dumneavoastră. Nu știu, nu vă simțiți cumva nu știu. Aici o trebuie nu vă este rușine pentru breasul dumneavoastră, domnul Calaicu. Până la urmă, a, a, există a, printre colegii mei oameni de mare rafinament și mare fințe, care pur și simplu a, nu, nu ține de firea lor să se iasă în față, și știu, a, în discuții că au fost și ei foarte șocați și de întorși pe dos. Dar sigur că mi-ar fi plăcut să existe o solidaritate. Problema este mai, mai merge mai departe. De pentru că uh, înainte de... Dar, în general, cât de gravă este această problemă? Păi, vreau să ajung aici. Problema uh, ține de credibilitatea deja unei instituții și spun de ce. Deci, uh, pentru, premiul, uh, pentru acest premiu deci, național în domeniul literaturii, unia scriitorilor a înaintat-o pe Marcela Benia. O poetă foarte bună, foarte rafinată, poate de mare, de mare valoare. O întreagă instituție, ca și cum și-a pus uh, la bătaie credibilitatea. Deci, această instituție de 300 și ceva de oameni, prin conducerea Uniunii și așa mai departe, uh, a făcut o propunere de care, nu știu, trebuia să se dea peste cap uh, Ministerul și nu știu, dar trebuia să se țină cont, pentru că nu a făcut o propunere fiștecine, a făcut o instituție care are, în domeniul cel puțin literaturii, are cea mai mare credibilitate, să zicem așa, cel puțin dacă respectăm niște convenții în țara asta. Bun. Uh, atunci când uh, inclusiv în, deja la jurizare. Când știu cel puțin cinci membri ai um, juriului, care, în întâi, deci experții din juriu, toți au scris și toți au semnalat impostură care este pe care să se producă, nu s-a ținut cont, pentru că aici a intervenit deja factorul politic, aici, uh, factorul politic, cum ziceam mai, ceva mai sus, care ține de o singură culoare, acum foarte, 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 foarte penetrantă și care se ia foarte greu la, la, la spălat. Deci, uh, atunci când uh, se trece așa, se trece cu trenul sau cu, cu, rindaua, se trece peste părerea unei instituții care a avut o altă recomandare, se trece peste părerea ministrului. Eu am văzut, deci, ministra culturii a avut două recomandări. Vă spun și care, ca să nu există iar secrete. Deci a fost Marcela Benea și a fost Mircea Veciobanu. Deci, Ministerul Culturii a optat, deci, înseamnă că avem o forță în domeniul culturii, culmea, care este mai importantă decât unescritor și decât e, Ministerul Culturii, care deci, a avut o opțiune foarte clară. Deci, Ministerul Culturii a avut două opțiuni, adică Marcela Benia și Mircea Veciobanu. Uh, un a avut o opțiune... Dar deci... De ce această opțiune a fost prea că Și a cui a fost, totuși? Dacă uh, e să spunem lucruri da, pe Da, dacă e să spunem lucruri pe nume, este evident că, uh, fiind bloggerul, pd ului și așa mai departe, deci evident că uh, merge pe filieră politică. Uh, cum să zic? Uh, pe, pe, prima... da, pe dumneavoastră ați primit acest premiu anul trecut. Da. Pe dumneavoastră, asta cum vă faceți să vă simțiți? Uh, deci, trebuie să amintesc aici că, dacă ținem iarăși de, de, de cronologie exactă, că acest premiu, eu l-am refuzat în 2014, când da, cu, toată, cu, toată, insistența eram înaintat și aveam zeci de telefoane când neapărat, nu știu ce, că vreți, nu vreți, dar noi v-am înaintat dosarul, am spus că nu pot, pentru că fiind în Consiliul un și votând și eu pentru a, isi, de, pentru a fi înaintat Paul Goma, eu nu pot cu o mână să-l înaintez pe Paul Goma și cu o altă mână să-l întind să zic, dați-mi mie primul. Eu consider că este profund necinstit acest lucru. Și am zis că nu voi face. în... Uh, anul trecut, da, deci a fost. Era şi, da, amintesc că era și alt guvern, era și alte conjuncturi, și uh, a fost și uh, deci, uh, propuneri, din câte știu, și a unui scriitor și a Ministerului Culturii. Uh, să zic că pentru mine înseamnă uh, fel de vârf de carieră n-aș zice, a uh, am mai primit și nu-i nu pe asta. Adevărul că uh, uh, eu țin foarte Dar mult. Dar când la... ați citit știrea, cum v-ați simțit? Păi, aici vreau să ajung. Eu țin foarte mult la ce s-ar numi uh, construirea unei scări valorice, în care lucrurile pur și simplu nu se amestecă, adică uh, oameni de genul ăsta care fac sluj la cutare sau cutare, ei pot fi răsplătiți. Bănuiesc că sunt răsplătiți uh, în uh, valută, nu știu ce, în uh, tugrici sau... Dar măcar uh, sunt răsplătiți bine. Uh, Bănuiesc că da, de vreme ce fac atât de zelos, dar uh, confuzia vine acolo unde uh, deci, li se, uh, li se Acordă sau încearcă, se încearcă să li se acorde oarece onorabilitate. Nu poate cineva prins cu furt intelectual să-și recâștige onorabilitatea. Pentru că uh, e o pată care nu se spală. Chiar nu se spală. da Trebuie să spunem pentru telespectatorii noștri care ne, care ne urmăresc acum, pentru cei care da. nu cunosc, Traian Vasilcău a fost uh, acuzat de plagiat Nu acuzat. Acuzat este uh, un cuvânt care, ca acuzat, dar poate să nu spală. Nu. Deci, e mai simplu. A fost deci, prins. Uh, în numărul 8. numărul 4 din 1988 al revistei Columna sunt două pagini cu poezii semnate Traian Vasilcău. Sunt poeziile Doinii Uricariu transcrise tel inclusiv cu punctuație care punctuație nu este chiar foarte academică, adică are o punctuație mai liberă. A luat omul și a transcris tel nu ți acum, sunt cinci poezii sau șapte poezii. Atunci când a început să se dezmin, a spus că o singură poezie pentru că Gheorghe Herizan citase pe blog doar un singur text, deja a comis o altă impostură pentru că credea că cu asta unge ochii. Nu este un singur poezie. Po sunt 5 sau 7 poezii, nu ții acum. Deci, asta este. Bun. Acum am auzit alte, deci alte justificări, ceva de genul că este o chestie pe care ar fi comisul o ul că el era alarmat cineva, asta chiar nu, nu, nu vine, a crede. Bun, trec peste asta. O altă justificare ar fi că, mă rog, un păcat al tinereții nu poate să, să atârne greu un cântar toată viața. Ba da, pentru că, repet, este furt intelectual. Dacă ar fi vorba de o pastișă, dacă ar fi vorba de o imitație, nu știu ce, dar când tu îți asumi. Cinci, un rând, dacă îți asumi deci nu, bui, nu pui ghilimele, deja este furt. Uitați-vă ce se face în România cu, cu plagiatele. Am auzit la Radio France Internațional referitor la uh, câteva universități care s-ar putea să fie închise pentru că doctorat doctorate foarte repede. Câți politicieni uh, care sunt descalificați pentru că au plagiat uh, și e vorba de niște pagini. Își depun demisia, da? Da. Și, și -au dat, sau, uh, ca să mergem puțin mai departe în Europa, uh, fostul președinte al Ungariei, care era o mare glorie fotbalistică și care. Uh, -avea de, bun, a avut cândva și el o, un doctorat, uh, încă fiind în anii 70-80, care bănuți chiar a compilat și a dat demisia imediat. Sau fost președinte german și a dat demisia. Pentru că este vorba de, de furt elementar. Deci, cuvântul este de care toată lumea, ca și cum se teme. Adică, noi cerem miliardul înapoi, dar. De ce să nu cerem uh, și ideile să revină celor uh, Atunci care... Atunci, puteți să-mi spuneți de ce Uniunea Scriitorilor a tăcut? Exact asta mă întreb și eu. Asta am... nu este șocant pentru dumneavoastră? Pentru mine este și mai mult decât deci, uh, Cu două zile înainte de congres, am avut uh, ședința Consiliului și am zis înainte de Consiliul, dar Uniunea Scriitorilor ca instituție care veghează asupra uh, zic, unui patrimoniu intelectual uh, nu are o poziție uh, exprimabilă? Dar din câte eu am încercat astăzi, din câte eu am aflat astăzi, am încercat să statutul Uniunii Scriitorilor, plagiat, oamenii, membrii Uniunii Scriitorilor pentru plagiat, sunt excluși. Da, sunt excluși. deci, conform legii, conform statutului adoptat de către Uniunea Scriitorilor, Tream Vasilcău urma să fie exclus. Corect. Acest nu, A, nu este exclus, B, primește premiul național. Corect. Uh, și lucrurile, din păcate, și mai, ce Uniunea scritorilor nu face nimic în acest sens? lucrurile sunt mai triste pentru că, de exemplu, în perioada sovietică, la un moment a fost exclus de un scriitor uh, ăsta uh, care a scris, Vasile State, care a scris da. uh, un roman în care pe, trei sferturi a plagiat din, dintr-un scriitor uh, român. Nu, nu mai țin minte din cine exact. Mi se pare Zaharie Stancu, dar nu, nu țin minte ca să nu... A fost și, și, el era un om, un, un, un foarte zelos, slujitor la regimul comunist. Oricum, regimul nu s-a repezit la apere pentru că a fost prins. Or, pe... Aici, um, noi intrăm într-o într zonă în care. Dar puteți să-mi spuneți de ce statul atunci se asociază cu așa oameni? Deci, statul, într-un fel, uh, oferind premiul lui Traian Vasilcău, se asociază cu un om care a furat produs intelectual <laughs> care Pai, nu i-a uh, aparținut. După mine e aproape emblematic. Adică, e, sigur că fac hazard din casă, dar de vreme ce. Uh, statul în care s-a făcut un miliard și mare parte de vină uh, este exact celor care guvernează uh, și identifică cu un, cu un hoț mai, mai, mărunțel, de, doar 5, de doar 5 sau 7 poeme, înseamnă că statul vede o continuitate. Statul, cred că, uh, mai degrabă, uh, se sau ajunge la mica înțelegere cu oameni de ăștia. Uh, mai mult decât, Eu cred că, de fapt, statul nostru de ani de zile a tot încercat să promoveze oameni care pot fi șantajați care au niște, niște dosare și, și sunt tot timpul la cheremul deci, lor. Uh, nu cred că oamenii... Deci, uh, dar, dar ar trebui, așa cred eu cel puțin, să existe anumite insule libere de această Deci, Ar trebui, în primul rând, să existe niște filtre foarte puternice. Deci, și aici, deci filtrele care deci are... Deci chiar exclude. și intelectuale să fie șantajabili. Pentru ce? Deci, eu cred că intelectualii tot timpul uh, au fost și vor fi șantajabili. Pentru că... Uh, noi doar n-am deschis doar asta. Eu cred că mulți intelectuali au făcut poliție politică. Eu țin minte, față ce celebră, a, pe atunci președintele Lucinski că dacă am deschis de dosarele securității am rămâne fără, fără intelectual, intelectual și au reacționat doar câțiva oameni. Uh, și... Uh, Restul uh, au tăcut. Și uh, uh, minte, mi se pare că editorialul lui Vasile Grăniț, excelent scris în revista Contrafort, spunea oameni buni, intelectualilor, voi nu reacționați, adică mai ales vizat generațiile 60-70 care au crescut în perioada aceea și au făcut carieră. Uh, acum, frică-mi că de intelectual Intelectualele astea mai, mai recenți, zicem, din a, afirmații, în anii 90-2000, pur și simplu nu se ține cont, pentru că au văzut că, fiind deci, fie, fie marginalizați într-o zonă a derizorului, într-o zonă în care n-au nicio putere financiară, nu știu ce, fie uh, apărând doar, zicem, ca, ceva de, de, ca un fel de divertisment. Când când gând la știri, se mai de câte o știri, câte o veste culturală, dar uh, ponderea în societate este, este practic pierdută. Uh, și pierdute, repet, și pe mâna intelectuală, adică eu spun asumând în partea de uh, deși n-am -am fost, uh, fost în niciun staf uh, și n-am fost în, uh, în nicio curte de președinte, nu știu ce, dar am dat seama că uh, ceva uh, tocmai prin faptul că foarte ușor uh, s-a acceptat uh, intruziunea asta politică, adică hai să uh, iar să ne amintim că an de zile de exemplu la uh, unul de creație venea fie un politician fie altul și dădea premii. Uh, nu concep. Uh, am trecut apropo, trebuia să iau un premiu scriitor, știind că o să mi lămâneze cineva din, politi... nu m-am dus la pentru că nu vreau să, 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 să... pentru că omul ce nu uh... Ați putea spune cine a fost acel politician? Da, a care... fost a fost Vlad Filat, nu m-am dus care la Care trebuia să vă, nu da. m-am uh, dus la uh... Nu mi se pare corect. Și anul ăsta nu mi se pare corect că uh, Mihai Gimpu trebuie să mâneze premiul pentru Opera Omnea. Opera Omnea, deci un om, uh, un poet, un scritor a muncit o viață întreagă ca să-și construiască un univers. Vine un politician care azi este, s-ar putea mâine să nu treacă preagătorul și, și peste trei zile va uh, în general uh, nu e clar va trece. Cum a ajuns la putere. Da. Și uh, se va șterne uitarea. Cum? Deci acest om validează un premiu? Deci problema este următoarea. Deci să validăm prin... Prin, inclusiv prin cei care deci acordă acest premiu, validăm un premiu. Deci îi acordăm cu mai multă uh, importanță. Și în sensul ăsta, apropo, și din păcate, și premiile care s-au dat acum în primăvară la Uniunea Oamenilor de Tatru uh, au fost, ghilimele, uh, fără ghilimele, compromise de, de intruziunea politicului. Pentru că la un moment dat a ieșit pe scenă uh, Renatul Satei, a ieșit pe scenă și unor autori de mare valoare. Deci, unor actor care toată viața au trăit pe scene. Asta este e trist. E, Asta este este groază de trist. Aici ne întrerupem pe, pe o scurtă pau pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim doar câteva clipe. Am revenit la Interpol, discutăm cu Emilian cu Paun. Uh, în timpul pauzei vorbeam despre intelectualii de curte. Vreau să vă întreb dacă vreodată pe dumneavoastră au încercat să vă cumpere. Mm -hmm. În așa fel încât să apareți pe lângă un partid sau altul, sau pe lângă un politician sau altul, sau să scrieți mai bine despre unii decât despre alții? Uh, nu au fost niște încercări directe, au încercat să mă folosească și o să povestesc cu o chestie aproape anecdotică pe care am mai spus-o și nu niciun secret. La un moment dat, ce deci prin 2010, cred că primesc un telefon de la cineva pe care îl stimez, care este și el intelectual, dar la un moment dat a intrat în politic. Și mă întreabă, dar foarte precipitat, zice, uite, șeful nostru peste o oră, de exemplu, va avea dezbatere în direct la, de exemplu, la Moldova 1 sau nu știu la ce televiziune. spune te rog, care este cartea lui preferată? Zice, dar de ce mă întrebi pe mine? Zice, nu, zice, spune o carte care se dea bine la public. Serios? Da. Și m-a amuzat foarte tare. Cine nu. a fost politicianul ăla? Uh, nu, nu care v-a sunat, dar care trebuia să apară uh, Un politician public. pe sectorul de dreapta, a zice așa. Uh, o să ajung la el, pentru că uh, eu po o poveste cu mai multe Eu dăptajă. cred că e ușor de găcit. Ori Vlad Filat, ori Mihai Gimpu, ori Serafim Urican, cine mai era? Uneva dintre, ei da? Uneva dintre, dintre, ei, dintre ei. ei, da. Pe mine m am amuzat uh, aproape până la lacră, pentru că uh, atâta efort, uh, dar Ce puțin pentru o anumită perioadă, de a deschide, nu neapărat să citești, dar de a deschide niște cărți care au, de a merge, de exemplu, la o și, a, și a vedea. Uite, cartea asta este solicitată de anumit public. Hai să spun cartea asta. Adică, cine, dacă tot vrei să arunci praf în ochi, fă un efort, dar nu merge la ceva de gata. Pentru că dacă aș fi fost parșiv, puteam să spun o carte de exemplu, Apoliner aia 11.000 de, de vergi, care e o carte rău pornografică. Da, și da. dacă spunea cineva așa în, în emisiune, în mod sigur că se găsea cineva care să știe despre ce e vorba și îl descalifica. N-am făcut așa ceva, dar am zis că este prea perfid ca să. și este prea simplu cumva după aceea, bine, cred că dacă, și, cred că o perioadă era musă să, urmări, pentru că aveam ambii blog pe Europa Liberă. Eu mi-am păstrat blogul, am scris ori de câte ori, mi s-a părut că cineva calcă pe grebă sau pe bec, l-am amendat și am scris cu aceeași cerneală și cu suficient uh, tărie și, sau acma forte, dacă vrei, și despre Marian Lupu și despre Gimpu și despre Filat și despre Chirtoacă și cei care pe, pe situații concrete mi s-au părut ca o gafă. Și am argumentat cât am putut de, de, de bine uh, opțiunea mea. Uh, mi se pare mult mai cinstit, inclusiv pentru acești politici, mult mai cinstit să aibă niște voci din afară credibile, în care niște oglinzi, nu oglinzi care să-i lingușească, pentru că eu cred că politicienii noștri au inventat oglinzi care să-i lingușească, care nu îi arată deformați, din potrivă, deformitățile lor le fac le îndreaptă cumva, le îi fac eleganțe, îi fac deștepți și așa mai departe. Bom. Dar atunci când unii încearcă să-i critice apar alte voci, apropo în rândurile intelectualității da. sau oamenilor de artă, care spun că nu e treabă unui om de artă să facă politică sau să se implice în politică. A... Ultimul caz care... Da poate nu ține atât de intelectual, dar totuși de domeniul de artă. Uh, concert, concertul din data de 31 august, dacă nu greșesc, sau uh, de ziua independenței. Uh, nu mi-aduc aminte, din Piața mare Dunării Naționale, la care uh, interpretul Pașa Parfenie a ieșit în scenă da. și a scos cam da, da, și a zis. rămas în tricou da, pe care era scris, da, nu placă. Da. Și -a, a ținut un discurs scurs, scurt, le-a le, -a, le -a spus tuturor că îmi doresc la fel ca și dumneavoastră o țară liberă de oligarh, de sărăcie și așa mai departe. Eu cred că orice om trează la cap -ar, ar fi subscris cu uh, aceste -a cuvinte. Pașa Parfine a fost taxat de unii colegi de Breslau. Uh, a fost acuzat că s-a implicat în politică. Uh, li s-a spus... De unii colegi, de a lui, nu e bine un interpret să ia o poziție politică atât de deschisă. Potrivit dumneavoastră, un om de artă poate și trebuie? Un uh, om de artă. Uh, uh, să aibă o poziție? Trebuie să aibă și. Uh, deschisă. Uh, gestul lui Pașaparfe mi a părut perfect uh, logic în, în, în expresia unui artist care este pe scenă și care contactează direct cu publicul. Dacă uh, un artist ar fi ieșit pe scenă și ar fi zis votați cu tare sau cu tare, spus asta. păi aici. Deci atunci când pledează pentru, deja este susceptibil de a fi plătit pentru asta. Atunci când critică, atunci când, când, mai ales vorbește despre o persoană care zice lumea că e atât puternic. Eu nu cred că e chiar atât puternic, de vreme ce putem vorbi și nimeni nu-mi bagă acum în cap idei pe care eu să le spun negândindu-le cu mintea mea. Deci, ca să formulez mai exact, Cred că atunci când uh, un uh, om de artă, un intelectual, uh, spune o opinie critică, poți să o facă la adresa politicului, pentru că uh, este un om care încearcă să analizeze. Atunci când o face militând pentru ceva, deja devine suspect, pentru că adică atunci trece în tabăra propagandistilor. Este un om de artă care critică uneori pierde. Da, și. Dumneavoastră ați pierdut vreodată în urma criticilor pe care le-ați adus celor de la guvernare? <laughs> uh, Hai să spun altă istorie, apropo de. de deci. Se întâmpla prin 2007-2008, adică era încă regimul Voronin. Primesc un telefon de la. Uh, nu, mai întâi primesc o invitație uh, de la Struga, este cel mai mare festival de poezie din lume, este un fel de. Uh, premie, marele premiu de la Struga este un fel de Nobel al poeților. Deci amintesc pentru uh, mai tineri uh, ascultători și privitori că la un moment Stănescu a primit premiul premi de la Struga și era considerat cel mai mare premiu. Bun. Deci primesc o invitație uh, de la Struga, de la cineva și în invitație se mai preciza că anul acesta limba de comunicare va fi franceză, știind că eu sunt francofon și aveam mai multe poeme traduse în franceză, mi-a apărut în uh, reviste franceze și, la... și, am primit această invitație. Bun. Ăștia de la Struga, uh, având uh, deci urmând toate procedurile, mă rog, legale, pentru că trebuia viză și așa mai departe, au trimis invitația oficială, unde? La Ministerul Culturii, evident. Nu mai țin cine era ministru atunci, nu contează. Au trimis invitația acolo și la un moment dat trebuia să merg în, de exemplu, în august, n-am mai primit niciun semnal de la minister, nimic, am zis că poate ceva n-a luat foc, în fine. La un moment dat, pe la sfârșitul lui la August, primesc un telefon și o cucoană cu o voce entuziasmată, zice, Domnule Galac pun, am fost la strugă, v-am reprezentat cu cinste pe dumneavoastră, să <laughs> nu credeți, eu vorbesc bine franceza și am citit pozi, zic, doamne, dar de ce n-am mers eu? Păi cum să vă dăm voi dumneavoastră, dar cine știe ce o să spunți acolo, Dar eu v-am reprezentat cu cinste. Serios? Asta la modul serios, asta la modul... Asta a fost pe și, timpul comunistului. Uh, 2007-2008, nu mai țin exact. Eu atât de tare am rămas bușbe, încât nu am știut cum să reacționez, zic, da, doamne, zic, da era invitația. Mă... Păi, de ce statul se cheltuie Că eu am mers pe spezile ministerului, nu știu ce, și mai departe. Uh, am pățit de mai multe ori lucruri de genul ăsta. Adică, uh, când cineva, deci, într-o delegație, la pe ultima sută de metri, am fost scos din delegație ca să nu compromit, mă rog, nivelul intelectual sau. Și lucrurile. Dar, ca să fiu sincer, nu mă afectează foarte tare. Uh, dar poate pentru că dumneavoastră, comparativ cu alți membri ai Uniunii Scriitorilor, totuși sunteți uh, un poet, un scriitor uh, destul de independent. Pentru că reușiți să trăiți din cei ce câștigați din operele dumneavoastră. Eu dar ce... să din scris. Din scris, reușiți, dar sunt unii dintre cei care nu își vând opere aici în Republica Moldova și deosebit în străinătate și atunci unica speranță este să primești un premiu de la stat, da, da, a, a, un salariu un a... plic. Poate mm -hmm. prin asta se explică de ce a... vă permiteți să fiți atât de liberi. Da, dar această libertate deci, este una uh, în care îți asumi și toate riscurile, pe de-o de parte. În care, de fapt, trăiești destul de modest pentru că uh, trăiești exact, deci, vorba uh, proverbul, te cât, cât ție plapuma, pe uh, de altă parte ții la această libertate că adică n-aș schimba-o pen pentru nimic pentru că uh, eu chiar cred că odată frântă o anumită osi morală mai ales în oameni de, crea de creație care sunt totuși niște firi foarte sensibili și fragile, ea nu mai poate fi restabilită și odată frântă această osi morală Uh, cred că se pierde ceva din, din uh, acea verticală pe care o construim. Apropo, a fost a, niște ani în urmă invitat de uh, Ana Blandiana la Siget, unde se țin niște cursuri pentru adolescenți. Da. Deci uh, este ce se numește Academie de Vară. Și printre invitații era și Lucian Pintelie, venise de la Paris și Andrei Pleșu. Și Pleșu la un moment, a spus o chestie extrem de, de, de simțită și în care cred perfect. El zice așa, democrația merge pe orizontal, și". Dar cultura e pe verticală, cultura este ierarhică. În cultură există uh, cărți, de exemplu, de citit pe plajă, există cărți uh, de, mă rog, de consultat și există mari valori. Adică cultura în niciun caz nu este uh, democratică. Uh, Poți să face condiții ca, uh, ca cât mai multă lume să accede la cultură, dar cu, nu va accede deodată la Hegel sau la Kant sau la uh, Dostoevski. Adică uh, trebuie să, să treacă prin toate filtrele. La noi asta se întâmplă, adică pe mie, mie nu mă taie capul. Acum nu vorbim de că e plagiat, dar dacă vorbim pur și simplu de, de textele propuse, să pui un autor care e la faza un fel de post-post-paunistianism, un fel de, de cu secund, 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 hân să pui alături de Marcela Bene, de, de Mircea Veciobano, de, de Andrei Țurcanu, adică sunt oameni care uh, au o operă în spate, care au o conștiință artistică. Deci, aici mi se pare uh, lucru foarte periculos pentru că uh, ca și cum am avea, de exemplu, un, uh, nu știu, uh, uh, la, la premiile, zicem, Oscar, la un moment dat ar, ar apărea cineva din, uh, nu știu, din, de la Moldova Film cu ceva, cu o producție dubioasă, nu vorbesc de, de capodopre, pe care încă, încă nu le avem din ultima perioadă. Deci, uh, chestia asta când se echivalează, când prin uh, introducerea uh, unor elemente care n-ar trebui să fie nici măcar, uh, cum, printre, la, la capitolul și, a, uh, la sunt puși în, 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 în Dar atunci, atunci când un intelectual acceptă uh, o non valoare, nu no critică și o acceptă, nu se asociază cumva cu ea? Că, de exemplu, Pentru că, de exemplu, Andrei Țurcanu, fiind un critic... De, da, da, de mare valoare da. un critic foarte incisiv, culmea. Exact. Deci, uh, care nu se teme să critique. Da. De ce nu l-a criticat? Petre nu înțeleg, uh, dar nu înțeleg altceva. Nu înțeleg cum oameni uh, deci, uh, de anvergura intelectuală a lui Cimpoi sau uh, da și-au pus semnătura pe recomandare. Pentru că uh, îți asum uh, eu, uh, lumea știe, deci uh, nu e un secret pentru nimeni, uh, scriu foarte foarte rar prefeste, poți să sunt foarte solicitat, dar în ultimii, cred că 20 de ani am scris uh, un cuvânt pe coperta a patra uh, la uh, Sandu Cosmescu, care mi s-a părut un băiat excelent și cartea lui de debut este excepțională. Deci am scris la Aura Maru, nu știu, pot numi 3-4 că nume. Sunt foarte, foarte serioși. Pentru că tot timpul îi spun așa, eu pun credibilitatea. Deci, poate că, da, deci, ești un tânăr promițător și așa mai departe, dar dacă eu nu am certitudine, poate tu să. dar eu trebuie să am certitudine că se echivalează pentru. Atunci, de ce ei și-au pus credibilitatea lor pentru. Eu, eu poet că Vasil nu știu. Despre care, uh, cu siguranță, au știut, uh, dat, au știut că bine, a Da, Așa s-a știut. Uh, și... și înainte de premiu s-a da, știut. Da, bineînțeles că s-a știut. Mai ales că, uh, deci, în uh, acele notiții pe care le-au făcut uh, uh, cei convocați, deci, un fel de experții, repet, era și Lucia Surcano și Maria Șlactinschii, uh, era explicit, uh, deci, dacă acest statu ar fi fost elementar pus și mai prudent, nu și tot pe ăsta, pentru că a dat urât pentru toată lumea. Deci, um, eu, eu nu cred că, de fapt, Cineva s-a bucurat de tot bălăul ăsta. E o chestie penibilă. Adică, dacă tot... Da, poate dacă de decernau și deodată dădeau acel premiu, uh, scandalul repede uh, trecea. Aici, vedeți, într-un fel, Ministerul Culturii uh, uh, și-a suspendat decizia. Da, a făcut pasul înapoi. A chemat o comisie care a urmat să verifice uh, acest caz. După care noi aflăm dintr-un comunicat da, trimis presiei. Și pe pagina oficială guvernului, ca acest premiu, totuși, i-a revenit Pai... Traian Vasilcău. Dumneavoastră, apropo, pe 26 august, ați scris pe blogul nostru de la Europa Liberă un text, o postare cu următorul titlu Națiunea Iată, iată premiantul iată premiu, tău. Premiu, iată, da. Eu unul, vreau, da, da. vreau să citesc un pic uh, din acea postare. Eu unul nu voi sărbători pe 27-31 august, ci voi păstra un lung moment de recolegere pentru toate valorile noastre pierdute. Totodată, declar cu toată responsabilitatea că în cazul în care nu se retrage titlul lui Traian Vasilcău, mă văd silit să renunț la Premiul Național pentru Literatură primit în 2015. Nu voi putea întoarce dintr-o dată toți banii cheltuiți pe medici și alte griji, dar pot presta servicii publice gratuite în folosul comunității, cum ar fi mătoratul străzilor, etc. Îi îndemn și pe alți laureați să procedeze la fel, poate că gestul nostru va ajunge la autorități. Va ajunge sau nu va ajunge la autorități, deja e clar, premiul totuși a fost oferit. Dumneavoastră, renunțați la premiul pe uh, uh, care uh, primit uh, da. în 2015? Uh, uh, primul lucru ce am făcut, deci urmează să ne apară o antologie foarte importantă, și primul ce am făcut, am scos din CV uh, laureata premiului național, deci e scos, e scos din CV chestia asta, deci uh, e o chestie. Uh, tehnic nu știu cum se întoarce, adică o să facă, uh, adică cel puțin um, ca să se, se nu... Bine, dite... dar cum puteți să declarați că dumneavoastră renunțați la acest premiu? Eu, ast... deci, eu am renunțat, deci nu nu, nu consider, deci... Um, voi întoarce diploma aceea, deci, pentru mine nu înseamnă nimic acest premiu, de vreme ce uh, se pune pe același cântar cu, cu, cu o impostură literară. Credeți că cineva vă va urma exemplu din cei nu, care... Nu cred. Nu credeți? Nu cred. Poate că... Bine, nu se? e vorba de întorsul banilor, uh, e vorba despre... Faptul că oamenii se aliniază cu. E adevărat. Uh, cel care poate. Bine, poate că multă lume. Eu știu mulțime de, de, de oameni care, într-un fel, lucrează pentru CV. Adică își pun acolo că a luat premiul salonului cu tare. am o mulțime de premii. Uh, Dar ce schimbă acest premiu național? Iată, dacă apare în CV, uh, uh, sintagma laureatul pre, premiului național. Ce asta? El zic? ar fi însemnat ceva. Deci, uh, de vreme ce. Bun. Uh, uh, l-a luat, zicem, druțe. Putem avea orice atitudine față de luat, comportamentul său și cochetăriile sale politice, dar este un om care are în spate o operă de mare valoare. După aceea l-a luat Evanghelie, iarăși un om l a luat Matkovski pentru, deci, cred că mai cu seamă pentru, pentru textele sale civice care iarăși au o anumită pondere. Deci sunt niște oameni conștiințe. Când brusc se trece e, ca și cum cu cu, în, într-un cu alt registru, în care nu mai știi, de fapt, de fapt ce este recompensat, este prestația, zicem, politică sau, sau sau nu știu ce, ce ar trebui să existe, să, să însemne valoare. Adică, asta, de mine m-a derutat foarte tare. De, uh, nu nu nici de am nici măcar. Dar, apropo, de valorizarea valorilor, la ce poate aduce, dacă e vorbim despre acest proces în ansamblu? foarte deci, uh, poate, poate aduce la lucruri, uh, la situații în care promovați, pentru că sunt oameni care sunt foarte activi, mă rog, în societate și care vor, își vor uh, își vor încărca CV-ul cu orice mențiune, cu tot, și vor ajunge în funcții cheie, în domenii foarte sensibile. Zicem, hai, că în economie, dacă dă uh, economia nu merge, se blochează și poate va fi scos. Dar în domenii ca învățământul, cultura, dacă ajung oameni mediocri sau submediocri și dacă acești oameni decid, de exemplu, decid cine va fi în manuale școlare, ce literatură vom învăța, cine va, deci există acest program al Ministerului de Promovare a Cărții Naționale în care există un jur, acum din profesioniști a făcut și în acești doi sau trei de zile au făcut o selecție mai mult sau mai puțin uh, echitabilă, dar închipuiți că acest jur este suspendat și vin cineva ca, ha, și atunci, atunci dispare o întreagă clasă de, de oameni care acum sunt considerați... de. Care arături. nu sunt loiali. Da, pentru că, da, pentru că uh, uh, se cere mai degrabă atunci nu competența dar loialitatea. Uh, asta chiar nu pot înțelege. Apropo, că vorbim azi când s-a dat uh, premiul Nobel. Bob Dylan e cunoscut și pentru faptul că a fost nonconformist toată viața. Exact. Iar tot astăzi dimineața a murit Dario Fo, laureatul Nobel din 97, un mare dramaturg italian, care toată viața a fost nonconformist, și care, inclusiv mai de curând, la aproape 90 de ani, s-a alăturat la mișcarea asta 5 stele. Bun. Uh... Va veni vreodată timpul nonconformistilor în Republica Moldova? <laughs> El nu vine nicăieri, într-un fel. Sau, mă rog. Uh... Bine, timpurile când nonconformiștii vor începe să fie recunoscuți. Uh, ei, unor sunt terguni. Știi, tragedia este că, de când în când, uh, zicem, anumite realizări ale unor oameni sunt folosite pentru statistici. Că, în anul cu tare a apărut, cu tare autor, la editura cu tare în străineze, nu știu ce. Adică, uh, din punct de vedere al imaginii, uh, unor sunt conectați, uh, dar sigur că uh, ține mai degrabă de vitrină. Uh, eu nu, nu pot să spun că mă simt confortabil în statul ăsta pentru că s-a lovit în, exact în ceea ce am crezut și cred în continuare după ce 20 și ceva de ani cu o echipă construiești o anumită scară ierarhică în care te gândești foarte clar, foarte limpede, pe ce treaptă pui fiecare cărțulie, fiecare text, fiecare. și când ai o, o, un construct aproape ca un fel de, de turn babilonic, așa, făcut ani de zile și când vine cineva și face așa cu o sfârlă și ca un fel de cărți de de, de, astea de joc construit de, de rămă totul, Chiar uh, rămâi cu un fel de frustrare imensă. Pe de altă parte... Dar care este scopul final? Bine, dar care este scopul final? Uh, S-a ajuns până și la domeniul care... Nu știu... Eu chiar nu învăț sensul de ce ar trebui să fie atins acest domeniu. De ce trebuia de atins Premiul Național? Care este scopul final? Pentru ce se face asta? Uh, cred că pentru a, a băga cât mai multe confuzie. Pentru că uh, atunci când... Uh, pui ca și cum pe câteva ecrane de niște realități paralele și una o măsluiești foarte tare, dar ea apare exact în aceleași culori, cu aceleași fețe, cu aceleași... Și, și, cu mai des, și de apare tot, mult mai da, des. Da. Și mult mai insistent, cred că este uh, una dintre metodele cele mai sigure de, de, de a spăla lumea pe creier. Uh, de a lansa, de exemplu, de, 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 anumite lucruri prin acești, prin această... Uh, perpetuă repetare, uh, care după aceea prind, pentru că nu o să ducă acum, nu, nu ne imaginăm nimeni că mâine cineva se va duce la bibliotecă și se va zice, ia să văd ce, uh, ce cărți a scris omul ăsta care aseară vorbea. Cei care uh, m-au citit știu uh, că vorbesc dintr-o anumită experiență. Cei care nu s-ar putea. Uh, Restul vor ști că au luat premiul Național și nu l-au citit pe Emilian Galaic, pe un, de exemplu, sau pe Sopii Gorghie uh, și n-au aflat că. Dar, apropo, pe chestia asta, uh, nu pot să nu spun. Da. Uh, scritorul meu preferat, unul dintre mari uh, mai scritori preferați, este uh, George Saramago, deci portughezul, care a luat premiul Nobel. Dar care în ultimii ani de viață a trăit în afara Portugalei, pentru că era o voce foarte critică. A murit la 87 de ani, sau aproape 88 de ani. A murit în exil, practic. Și este singurul scriitor portughez la al Premiului Nobel. Și a murit în exil. Deci e o perspectivă foarte frumoasă. E o perspectivă foarte frumoasă, dar dumneavoastră cum vă simțiți când știți că sunteți folosiți ca o vitrină? singurul ați spus. Uh, da, uh, încerc De să că nu... Fiu... un stat care nu prea da. a făcut pentru dumneavoastră ceva. Uh, încerc să nu fiu folosit ca vitrină. Uh, încerc uneori, uh, inclusiv, dacă pot, în această vitrină să, să schimb Bine, ceva. Bine, dar sunteți trecut în statistici. Da, e adevărat. Atunci când, de da. exemplu, Ministerul Culturii, și nu este vorba doar despre actualul minister, despre toate da, ministerile da, da. de până acum, atunci când vine vorba de a se lăuda cu faimoși da, scritori da, da. care sunt traduși da, 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 în diferite da, 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 limbi, da, da. uh, publicați uh, pe la Paris, pe la... Am văzut deci, asta. Sunteți da. trecut în listă. Da, e adevărat și am văzut inclusiv acum în revista Moldova, ultimul număr, în care era vorba de jubileu și am fost tot citat că, ca pretrimare, noastre realizări, uh, această realizare atât cât este, uh, pot să spun cu toată sinceritatea că uh, a fost mai degrabă în pofida statului decât a ajutat de stat, pentru că uh, sincer, chiar m-am descurcat destul de greu în, în, în acești ani. Deci a, a fost anul în care a trebuit să-mi câștig existența, să mă ocup de și de ale mele și de toate, iar st statul de fiecare dată m-a privit cel puțin cu ochi uh, suspecți, sau pur și simplu un dușman, pentru că deci, într-o anumită perioadă cineva se ducea și mă reprezenta cu 50 la scopie, vorba vine. <laughs> uh, dar, pe de altă parte, iarăși ca să fiu corect, uh, să pun uh, nuanțele sau accentele corect, am avut o experiență foarte ciudată și, și pe care nu o regret. Uh, doi ani la rând. deci uh, prin, Acum, cred că doi ani și ceva, am avut o postare foarte dură pe blog uh, în care criticam Ministerul uh, Culturii pentru un anumit concurs. Uh, Întrebarea face că la o expoziție s-a apropiat de mine, doamna ministru, și zice ați criticat, ați vrea să faceți că, că s-a făcut netransparent, nu știu. De, vă propun să veniți în acel jur și, și am fost doi ani de zile în acel jur uh, deci de acordare a uh, unor subvenții pentru acțiuni culturale. Și pot să spun că pentru tot ce am crezut, de cuvinte m-am bătut pentru asta și s-au obținut niște lucruri. Pentru ce am crezut că uh, nu merită, am fost o voce foarte, uh, foarte auzită în acel juriu, Că, zice, că, în proporție de 75% s-a ținut cont de deci ce am. Sigur că au fost niște proiecte care au trecut, chiar dacă am avut o, un vot negativ. Bine, am fost eu doar. Mm -hmm. Sau a fost și, și Liviu de deci, în același jur, care și el punea probleme. Deci, cred că. Deci, um, se poate colabora, nu văd o, un antagonism de principiu între intelectual și stat. Cred că există formule de colaborare, dar am spus așa, deci am Din pus... Din care câștigă și statul da, și intelectualitatea. am pus câteva condiții, am spus că uh, ca să nu existe uh, suspiciuni... că se, Deci jurul să nu fie plătit, adică venim ca, ca un fel de voluntariat. Am făcut, am avut trei ședințe în care am uh, trecut niște dosare, am zis că asta este bun, fiecare pe domeniul său, de exemplu pe domeniul literaturii erau 30 ceva de dosare, am pus note, nu știu ce, am spus, deci să nu fiu plătit, a doua, să se știe cine a pus ca să nu fie cineva în culise, să se știi că ăsta. Deci, cu. și dacă, de exemplu, dacă a trecut ceva nevaloros sau dacă a trecut sau nu a trecut ceva valoros, să se știe în capul cui să se spargă oalele și uh, să fie după aceea o conferință în care să putem vorbi și exact asta s-a respectat, adică am apreciat faptul că uh, în această colaborare în care uh, au fost voci diferite, pentru că în acest juri erau deci, din domeniul teatrului, muzicii, uh, literaturii, picturii, cinema așa mai departe, cumva uh, deci ne-am ne înțeles. Aș prefera să nu opresc această discuție, dar sunt nevoită, publicitatea vine peste noi. Rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe. Am revenit în studio, discutăm cu Emilian Galaicopău. Dacă ați avea de descris actuala stare de lucruri în Republica Moldova, în doar trei cuvinte, care ar fi aceasta? Ar fi curaj pentru o anumite categorie care continuă să creadă în ceea ce face și sunt consecvenți. Sunt, uh, sunt oameni care construiesc în jurul lor mici oaze de normalitate. Ar fi, deci, foarte Alt cuvânt ar fi o marea confuzie, pentru că. foarte mult s-a lucrat pentru a pune pe aceeași poliță și mare valori și nulități, și oamenii demni și oameni compromiși de a amesteca lucruri și ar mai fi, poate. Bun, poate mai degrabă o imagine. Imaginea unei pagini întoarse Cred că atât de mult s-a cumva s-a scris pe această pagină care se numea diferit, fii povestii de succes, nu știu ce, de toată lumea s-a grăbit să facă un fel de portret de grup cu uh, lumea amestecată, iar acum uh, ne, senzația este că această pagină trebuie să se întoarsă și aproape de la, ca în clasa întâia, de, de la început, de învățat alfabetul, dar un alfabet în care uh, cuvântul se coincide cu ceea ce facem, adică uh, ce scriem se coincide cu ce gândim, ce gândim, cu ce facem, ce facem, cu ce ne propunem și mai departe. Să există o consecvență. Că atât de mult s-a mers pe dublu, joc, triplu, quadruplu, etc. etc. încât voci credibile au rămas foarte puține. Ați putea numi câteva dintre acestea? Voci credibile? Bun. Pentru dumneavoastră, cine este o voce credibilă? Pentru mine există o voce credibilă este Vasile Romanciuc, care știe să vorbească la fel de sincer și cu puștii de grădinițe și cu oameni mari și felul în care deci, funcționează ca redactor la știința, la, pardon, la editura la știința, mi se avea o altă voce credibilă, îmi dă senzația că acest construct al lui va, va deinui și e o, o, scară valorică. Este eu gen lungu, este Mircea Ciobano. Există mulți în diferite domenii, adică nu vreau să, să fac liste excaustive pentru că în mod cert îmi va scăpa cineva. Dar sunt absolut convins că în toate domeniile de activitate există oameni care au sentimentul valoric în ei și care nu sunt supuși nici șantajului, nici uh, Dar ei părerii. sunt în minoritate. Da. Uh, senzația mea este că acum ei sunt marginalizați. Vă întreb, ei permanent au fost marginalizați sau acum acest lucru se simte mult mai tare decât înainte? Cred că acum se simte mai tare. De ce? Uh, probabil că uh, acum, uh, după ce, uh, ca și cum toate, cam, cam toate măștile au fost date jos. Există un fel de dezmăț um, aproape orgeastic, uh, un fel de dezmăț ca înainte de, nu știu ce, de, de, de un fel de apocalipsă la uh, scară națională. Uh, senzația mea este că, uh, la un moment dat, mulți, ca și cum, aproape sunt nerăbdători să-și dea pe față uh, arama. Uh, pot să dau, iar și exemple. Oameni care știu că au ceva în biografie care nu este. E un fel de mine cu efect întârziat. Oamenii ăștia n-ar trebui să, să, iasă în față, să... Uh, ei, tocmai ei, de deci, ce au nevoie da, mai și de onorabilitate. Dar mai mult din ăștia și ies acum. Da, păi asta mi se pare destul de suspect, pentru că dacă tu știi că uh, oricând poate detona acea bombă, la ce trebuie, ce fel de onorabilitate dacă uh, ești anunțat pe uh, ușa din față și până la urmă e, ți se dă ceva pe ușa da, din da, Da, dacă ai o înțelegere cu cel care apasă butonul, de la care depinde, va exploda? Nu. Această eu Cred bombă că, de nu? fapt, s-a mizat atunci, pe, atunci pe faptul că uh, s-a erodat pur și simplu reacția de uh, respingere a oamenilor. Adică, uh, e o chestie da. importantă. Uh, dacă așa ceva se întâmpla la începutul anului 90, eu cred că exploda uh, cu tot, cu casă ce e cu tot. <laughs> uh, pentru că. Uh, uh, la impostura crasă se reacționa uneori foarte violent. Bun, iar și supărări de genul ăsta că um, unei grupări nu-i plăcea, zicem, uh, nu nu plăcea tinerii care sunt moderni, care poartă pleti, nu știu ce, și care nu sunt suficient de reverențioși față de dânșii. Bun. Dar nu se admitea. Repet, uh, Vasile State a fost dat afară din un escritor fiind un zelos slujitor al sistemului. Dar sistemul a văzut că mai mult îi dăunează decât dacă se află acolo. Or, acum, cred că pe asta s-a amizat. Deci, există un fel de uzur a reacției publice. Lumea s-a tot săturat sau, sau, a fost descurajată. După ce, după ce ani de zile nu se ține cont, poți să faci nu știu ce, să-ți dai... Bun, aproape că... Dar nu pare, această obișnuință cu nedreptate, ne face să devenim destul de toleranți La tot ce asta nu e toleranță. Toleranța înseamnă... Acce... noi acceptăm prea ușor nedreptate, pentru că asta se întâmplă atât de mult și atât de des, încât nu te mai miră. Nu te nu mai te miră, miră. Da, este nu adevărat. te mai miră. De ce să mai protestez dacă oricum, ei uh... da, s-a mai întâmplat, dar ce? Pentru prima dată? Da, cine nu știa că așa va fi? Uh, ce ar putea să ne trezească din această stare de acceptare aproape totală a care se face cu noi. Niște ani în urmă, nu mai țin de ce uh, era la guvernare. Uh, eu nu țin Propusese ceva... Um, ah, uh, cred că era în prima... Uh, prima uh, primul mandat al Voronin. Uh, la un moment, când uh, lupta împotriva României, când totul era suspect, adică a avut o perioadă așa... A doua era cumva mai, deja, mai de dar într-o primă perioadă... Uh, la un moment... Uh, ca și cum era uh, intelectualitatea, era desemnată, deci că se uite peste prut, țimite și chestia asta că deci, uh, 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 noi furnizăm uh, studenți români și deci, da, da. mai departe, erau mai mult inepții. Și atunci am propus, că am și scris treaba asta, și iar așa a fost așa, o voce singulară, zic, haideți să îmi facem o, face o, o greva scrisului. Haideți, de exemplu, de deci jumătate de. An bun, scriem pentru sertaj, dar nu publică, -ne. să vedem cum se descurcă. Adică, ce face cu. pentru că trebuie să ocupe oamenii cu ceva. Uh, și cu că uh, foarte fain au reacționat la propunerea cu greva scrisă, niște colegi de mediu la Iași, din, au, chiar au comentat, au zis, uite ce de interesant, uite, pentru că uh, trebuie să-și dea cumva seama cei care, bun, gestionează toată, toată uh, țara asta, că dacă lipsește undeva uh, un sector care nu s-a constituit odată cu ei, care s-a așezat în timp de, de decenii de uh, tot timpul a fost. Adică, chiar dacă, zicem, în secolul XIX n-am avut școală națională, nu știu ce, dar au apărut reviste, au apărut biserapschi vedem, nu știu ce, hai să ne închipăm că despare la un moment dat toată presa scrisă. Dar poate lor le convine asta. Nu cred. Atunci dispare o mare problemă. Atunci dispară voci independente, dispare critică, dispare dispare orice pericol pentru a face lor... Dispar și lingușitorii, de care iarăși au foarte mare nevoie. De ce? Rămân doar ei. Nu. Dacă, deci... Dacă ar dispărea e, vocile credibile, cred că, bun, poate o săptămână s-ar bucura, o, o lună și mai departe, dar chiar nu vor fi e, e, luați e, în seamă. Haideți să ne imaginăm iarăși că în locul, zicem, Teatrul Iogenescu sau Teatrul Național, vin niște amatori e, pur și simplu care iubesc, dar sunt amatori absolut. Bun, se poate merge o dată, două ori la niște spectacole de de amatori. Da, nu o să dureze mult. Uh, pentru că lumea deja asta atunci are... Când, asta atunci când ai cu ce compara, dar dacă e să vorbim despre oamenii care sunt prostiți ani la rând, ani la rând, uh, să ne aducem aminte de Uniunea Sovietică, când oamenii nu aveau posibilitatea să plece în străinătate, da. Ei n-aveau cu ce să compară. Uh. Și era ușor de crezut în acele povești propagandistice care se, povesteau despre, se puneau despre Occident, de exemplu, deci, uh, atunci când n-ai cu ce compara, încep să crezi că asta este o problemă. Uh, uh, pe mine mă îngrăzește uh, treaba asta. Nu știu cu cine discutam acum zilele astea, ziceam că uh, dacă tot se merge pe uh, uh, așa, uh, directiv de sus, uh, putem să, deci, uh, să ne aliniem cu Coreea de Nord, în care. Uh, în care nu ai cu ce compara, în care cineva de, de, de la bun început decide și pune pe tabla uh, deci de șah uh, figurile. Uh, bun, uh, deocamdată hard-or, uh, de, domnului avem uh, posibilități pur tehnice, dacă vrei, deci pe internet, să, 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 avem, uh, com, uh, să putem compara, uh, pentru că uh, accesul la informații slava domnului nu l-a amânat nimeni. Da, dar pentru, de exemplu, presa liberă și independentă devine tot mai greu și mai greu să da supraviețuiască. dau seama, deci. seama. Uh, cum tot mai greu supraviețuiesc și editorii și, uh, mă rog, publicații literare nu mai vorbesc, care apar uh, iarăși cu, cu sacrificii enorme. De de economic, propagandiști întotdeauna s-au simțit mult mai bine. Este adevărat. Uh, dar, a apropo, ați vorbit despre Corea de Nord. Noastră chiar simțiți că ne apropiem de o dictatură? Ne mișcăm spre o dictatură? Nu știu dacă, despre dictatură, dar uh, faptul că la modul conștient s-a erodat și reacția oamenilor, s-au erodat valorile, s-au uh, amestecat în așa un hal, încât uh, elementar, deci dacă treci uh, pe... pe o stradă. Am văzut, nu o să spun acum nume că, uh, dar o să spun cele pozitive, ca să nu fiu doar pe, pe negativ. Am văzut uh, în oraș plăci comemorative ale unor figuri absolut obscure din domeniile culturii. Și nu este o placă Vasile Coroban, ca să. Uh, da. Bunelul, apropo. O spun nostru, și, nostru și pentru faptul că uh, am avut foarte puțini intelectuali de calibru care a, au reușit, mă rog, într-un fel de negociere cu sistemul, să-și păstreze cel puțin o anumită oază intactă, deci neinfuzată de, de ideologie. Și aici trebuie să amintesc despre George Meniu care iarăși a, a reușit, în domeniul său, să, să dea măsura valorii sau talentului său. A fost foarte puțin și îmi dau seama că într-un regim uh, autoritar a fost poate mult mai complicat. Ac la, la noi se complică lucrurile pentru că uh, senzația de anarhie și de derivă devine tot mai puternică. Nu cred că cineva dintre guvernanți chiar știe încotro se îndreaptă statul ăsta. Credeți că... că nu știe? Uh. Actualul conducere nu știe de deci ce ei ne promit stabilitate. Nu, ei bine, că promit. dar. Uh, uh, se pare că au un plan concret. Cum această stabilitate să fie băgată în fiecare colțeșor al țării, chiar acolo unde nu se dorește? De unde se ia această stabilitate? De momentul în care eu am multe întâlniri cu liceeni și mai ales anul trecut a fost un program, deci Chișinău citește o carte, s-a citit, deci recomandat de critici romanul meu, Țesut 10 și am avut că vreo 40 ceva de întâlniri în licee. Și când în clasele mari vorbești și când mai ales vezi niște băieți, mai, fete mai, dezghe, mai dezghețați așa și după aceea uh, îi revezi peste un an de zile, era pe Facebook, asta e un fel de uh, toluacă în care toată lumea se, se intersectează și vezi la studii la Paris, la Londra, la München, și mai departe, cine rămâne aici să, să construiască această stabilitate? În ce și se produce ea? Uh, dar nu vă pare că pentru acea stabilitate pe care ei vor să o insta instaureze aici, chiar e bine că cei critici, activ să plece? Pentru că atunci le este mult mai ușor să o facă. Da, dar atunci uh, uh, se va auzi doar o opinie. Uh, <laughs> și nu, eu cred că, de fapt, uh, ei au reușit un lucru mai trist. Ei au reușit ca fie acei critici să pară. Oameni niște oameni ciudati și singurate, și să nu, nu existe solidaritate intelectuală. Foarte mult țin la, la lucrul ăsta. Am, am, am avut câteva modele de solidaritate intelectuală în care, uh, care a funcționat și în care uh, la un moment dat uh, redimensiona inclusiv spațiul public, adică se vedea că nu se poate chiar uh, bate joc de, de uh, niște opinii critice, niște, niște minți care gândesc altfel. Uh, acum totul s-a împris în derizoriu, uh, și uh, inclusiv faptul că, uh, uh, că acest derizoriu. A devenit atât de cotidian încât nici nu mă mir. Adică. asta, e, uh, asta e. nici S-a banalizat. Mire. Adică rău se banalizează. Rău se banalizează un... Exact asta, deci se, se, da. se, se banalizează. Se banalizează și a devenit atât de, de cotidian încât te miră un lucru de, care mă rog, care poate ține de, de, de gestul elementar de, de a spune nu, sau de a nu te, cel puțin de a nu te ralia cu cei în care nu crezi. Bine, atunci când răul se banalizează, uh, și asta chiar se întâmplă. De unde mai poate veni o revoltă? Uh, nu, este și o anumită... O revoltă uh, în sens bun al Da, înțeleg, dar... Uh, există, cred că, o... o un fel de prag sub care, odată coborând, uh, totuși atingi niște, niște pasiuni sau niște, niște lucruri care, dacă omul consimte, înseamnă că uh, el chiar este dezumanizat. Domnul Galaico, dar, haideți atâta, să vorbim despre un lucru care atins pe orice, orice cetățean mm. al acestei țări. Furtul miliardului și punerea acestuia da. pe umerii cetățenilor. Vrem, nu vrem, timp de 25 da. de ani vom plăti, uh, poate nu neapărat direct din buzura, în buzunarul nostru, da, nu sens că, de dar, dar în mod final, banii pe care noi îi vom plăti uh, ca și impozite pentru pensii, da. salarii, drumuri, uh, granițe, școli, medici. Vor merge nu pentru aceste domenii, dar pentru a întoarce bani pentru greșelile anumitor oameni care, conștienți de ceea ce fac, au făcut ceea ce au făcut și au scos banii, au rămas bine, mersi. Unii dintre ei chiar vor scăpa de bușcărie da. și noi vom plăti pentru ei timp de 25 de ani. Deci asta l-a atins pe orice cetățean. Și cumva, nu putem spune că nu e a revoltat. Oamenii și-au ieșit atunci, după ce da, au aflat da. despre acest lucru, dar n-a ajuns la nimic. Și într-un fel ne-am păcat. N-am reușit da. să schimbăm și ne-am păcat. Nu știu dacă ne-am păcat. Uh, uh, Plicăm din țară. Unii asta aleg. Da. Uh, eu, de exemplu, uh, de fiecare dată, chiar dacă uneori am fost absolut îngrețoșat de, 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 ce vedeam în domeniul, în, pe spectru politic, de fiecare dată am mers la vot. Și am mers și din uh, motivul că uh, este cel puțin pe lângă, mă rog, că pot scrie, pot apărea la televiziune, adică am o voce care se au, nu se rezumă doar la acel vot pe care îl bag în, buletin, în urna de vot. Dar am zis că și asta contează. Adică dacă fiecare pornind de la lucrurile uh, mici pe care le poate face. Și dacă poate, lua, uh, poate crea o dinamică a uh, dacă poate. Uh, să nu se uh, limiteze la un fel de uh, confort al, uh, al resemnării, pentru că și aici cred că este un uh, lucru care, într-adevăr, s-a banalizat. De da, ce poate opri acest proces? Ce ar putea să se trezească pe oameni? <gângătă> aveți o soluție? <laughs> Știu un politician care umblă cu soluție, dar nu, nu o să umblă tocmai eu cu soluții. În continuare umblă și are toate uh, șansele da. să devină președinte. Sper că nu, nu o să devină. Mm, Acesta uh, arată sondajele, da. cel puțin. Uh, eu am încercat uh, uh, și soluția, soluția mea a fost uh, uh, comunicarea. Am încercat oriunde merg să nu mă limitez doar, de exemplu, la cartea pe care o prezința să trec dincolo de sfera asta strict profesională a mea, să încerc să, să văd ce gândește lumea și să, să, să inspir inclusiv această încredere că noi contăm oricum, că nu suntem, contăm nu doar ca număr de voturi și de vot, potențial votanți, dar se aude oricum vocea noastră. Adică, ca să fiu sincer, eu nu mă așteptam ca imediat după postarea mea de blog să, să fie puțin uh, pus deoparte cazul uh, plagiatorului, pentru că pentru a, a, fost o mare voal, A pornit un voal Da, dar a fost o mare, mare, mare. nu mă așteptam la asta. Am făcut-o pentru că... Totuși apărut, voce contează. Da, am făcut-o pentru că mi s-a părut de neconceput să înghite așa ceva. Uh, dar nu am contat că... Deci nu am mers uh, la câștig, să zic. Ca să fiu. Deci atunci când ne vom învăța să ne acceptăm și pierderile, dar asumându-ne curajul de a pierde, dar cel puțin să, să ne spunem păsul, cred că deja vom, vom trece un prag psihologic. Adică nu ai întâi garanția că se va rezolva problema și atunci ai ieșit și uh, ai tras o cuvântare, nu. Dar ți-asum că, uh, ți-asum să fii minoritate. Apropo vorbeam de, de minoritate, dar uh, o minoritate care nu neapărat să gândească uh, struiu, cum se spunea, da. deci, uh, dar... Uh, care să se stimeze și să-și păstreze acest statut, să nu se grăbească să-și uh, să vândă serviciile de minoritate și să, să, să se integreze într-o anumită majoritate. Ca din să... cercetări dem au demonstrat deja că majoritatea niciodată nu are dreptate. Asta este un mit, că majoritatea poate avea dreptate. Cele mai bune soluții întotdeauna vin uh, uh, de acolo unde nu e mulțime. Deci asta îți permite să iei decizii mai bune. Uh, Totuși, vorbind un pic despre politică, acum suntem în toată campania electorală. Da. Uh, aveți cu cine vota? vă rog să nu dați nume. Nu, nu voi Nu da, ave, aveți da. dreptul. Nu, nu voi da, da nume. Nu aveți dreptul uh, și nu dorim să facem un da. partizanat politic, dar acum aveți cu cine vota cu inima împăcată sau de fiecare dată sunteți nevoiți să alegeți între răul cel mic și răul cel mare? Cu inimă, în păcate, până la capăt, nu. E, și explic de ce. E, zicem, sunt niște figuri, e, sau două, trei, nu voi da numi cum am convenit, și, și nu vorbesc doar de campania aceasta, care, zicem, îți inspiră oarece încredere. Dar există după aceea eșalonul 2-3. Există foarte mulți oameni transfugi. E, întâmplarea face că e, acum, e, acum câteva săptămâni, Eram la stația de trolebus, cineva uh, s-a apropiat de mine, a început să vorbim, uh, tot m-a întrebat ce să fac și așa mai departe. Un om uh, a cărui credibilitate în ochii mei este sub un mare, imens semn de întrebare. Și el îmi spune cu foarte mare uh, mândrie că iată eu uh, a fost cândva în staful unui fost prim-ministru, de mult mai înainte, nu de acum, și acum el este în staful și a spus un nume care în ochii mei este foarte credibil și am fost atât de debusolat de și imaginez că foarte multă lume și caută deci, un loc ușor în care deci, să fie un tot de, de mecanism, deci, ca această curea, deci, să fie uns mecanismul ăsta. Deci Unde va fi mai uns? Uh, da, atunci când... Uh, mie îmi place apropo munca de echipă și uh, dar niște echipe, bun, uh, n-am șansa să lucrez într-o uzină de 10.000 de oameni, uh, și la editură și la radio este o echipă mai restrânsă, dar uh, Acolo, deci, fiecare om este credibil. Deci, oamenii, de exemplu, care au ajuns la editura cartier, uh, sunt toți trecuți prin niște filtre și fiecare își face munca și uh, pot răspunde ca redactor șef pentru fiecare dintre ei. Adică, nu mi-e rușine cu, cu tare sau cu tare sau cu tare. Um, în domeniul politicului se întâmplă uh, niște lucruri care nu le putem controla. Adică, noi putem vota idei. Bine, dar de ce nu le putem controla? De ce, de exemplu, Undeva a apărut un Václav Havel, un președinte, un lider intelectual, dar la noi nu poate. E posibil să apară uh, un Václav Havel la noi? Cred că acum mai puțin posibil, pentru că acum. Um, uh, acum sau în genere? Nu. No. În genere uh, s-ar putea. În genere, cred că, de exemplu, uh, hai să nu uităm totuși că. Uh, un Paul Goma e de aici uh, și a avut o voce. Ca acum este mai confuz, dar în anumite lucruri altceva. Dar în anii 70 vocea lui a fost una dintre cele mai credibile și uh, a fost unul dintre foarte puțini oameni de, de, de mare caracter care au denunțat și care au, au aderat la Carta 77, deci Praga. Uh, eu cred că uh, există oameni uh, a căror voce. Va cântări și se va auzi și va însemna ceva. Problema este această cacofonie generală de acum, care, după mine, este în mod deliberat întreținută, pentru că atunci, până și vocele grave și vocele care spun lucruri gândite și cântărite, cumva se amestecă. se pierd. Nu e că se pierd, dar devin una dintre multele dintr-un fel de cor destul de pestrit. Poate că uh, uh, poate că uh, faptul de ați asuma uh, un destin uh, în niște timpuri de uh, confuze va va da și un lider uh, care nu uh, care va avea uh, o, o evoluție cumva în timp, să nu fie niște politicieni scoși de mânică, deci sau așa uh, uh, cumva fabricați uh, destul de rapid în serie. Uh, știi, ca la toastele celălalt în care apeși și sare are uh, bucățică de pune prăjită. Dar cam asta se întâmplă acum. Da, păi asta e, asta e și senzația. Uh, e, e un fel de pripeală. Uh, pe de altă parte, e ciudată, deci, că de-o parte, uh, pe de-o parte, deci... Dar de mă sunt în stare, în general, să, să voteze un proiect politic sincer, mm. construit nu pe bani, nu mm, pe resurse administrative, Sincer. m am amuzat acum uh, um, cuvântul sincer, altora de, de proiect politic. De politic mai cu seamă. Uh, cred că uh, politica se face sincer uh, mai cu seamă în niște societăți autoritare. Eu cred că, de exemplu, Lech Valesa și Solidarnoși a apărut ca un proiect sincer pentru că era o chestie foarte clară de militate. Era de o parte, era administrația, era sistemul și era deci nu trebuie care... să ajungem într-adevăr să devenim un dictator sau un regim nu, autoritar uh, ca, eu să, cred că... ca să apară proiecte sincere, cu adevărat sincere? Nu, asta ar fi prea trist. Uh, eu cred că uh, uh, șansa, pur și simplu, obiectiv vorbind, uh, șansa de a, de a uh, construi uh, ceva coerent sincer este mai mare atunci când ai un dușman oarecum unitar sau noi avem acum N-am avut până de curând, uh, inclusiv experți străini care veneau și le lăudau guvernarea. Deci, pe de-o parte, da, lumea, zicem, miliardul. Uh, deja, cred că în 2010-2011, deja uh, se vedeau mare uh, rupturi în sânul alianțelor. De parte, lumea deja era dezgustată dar venea Merkel, venea cu tare și cu tare. Și ne povestea despre, și, poveste, de, da, și despre și poveste de succes. Ne, ne, era un fel de, dacă am uh, apelat la un exemplu istoric, era ceea ce se numea uh, deci Poteomchinske Derevne, când Ecaterina Moldova vedea... Moldova mare, da, mare Poteomchinske Derevne. Da, da. Și, uh, și, pe, și pentru că ne-am apropiat de final, eu chiar cred sau cel puțin sper că vocea dumneavoastră uh, este sau trebuie să fie auzită. Cel puțin avem un candidat uh, la funcție de președinte care promite că uh, Ascultă și aude. Da. Ce le-ți spune? Ce le ți spune? Uh, acelui care ascultă și aude, n-am ce-i spune, pentru că nu cred niciun cuvânt din ce spune, lasă-l rămâne acolo pe Dar la restul politicii, uh, clase politice, ce, ce i ați spune? În 30 de uh, în 30 ce secunde. În Simplu, uh, să-și pună uh, ființa la, la contribuție, adică să nu mizeze pe imagine dacă se implică în ceva, să fie o implicare ființială. Fără asta nu există succes nici în literatură, nici în cultură, nici în, nici în uh, politică. Eu cred că Havel și Lech Walesa și alții, tocmai de ce că și-au pus osul la bătaie, ca să vorbim mai uh, cu riscurile asumate, tocmai de aia și, au și reușit. Eu mă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sper că ați fost auzit. Ce o puțin de echipa noastră, cu siguranță. Acesta a fost Emilian Gallaicu Pulu. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Joi ora 21.00.